Bine ați venit la mobilisima.ro, sunt Alex și tocmai mă joc pe Asus ROG Ally. Consola asta tocmai a venit în România, este 4.000 de lei și în același timp primiți un bonus la debut, aveți 3 luni de Xbox Game Pass. Avem de face aici cu o consolă cu procesor AMD Ryzen Z1 Extreme și o să mai vine și versiunea cu Z1 spre final de an, o să aibă un preț mai mic. Se poate conecta la o unitate externă, ceva gen un RTX 4090, dacă vreți extra putere. Ecran de 7 inch, Full HD, 120 de Hz și clar, vrea să fie rival pentru Valve Steam Deck. Ok, mi-e o bătaie foarte rău acum momentul ăsta de la omul nostru Sub-Zero. Vedeți că avem două thumbstick-uri, avem D-pad aici, 4 butoane de acțiune, aceste 4 butoane shoulder și încă 2 în spate. Aerisire inspirată de Asus ROG Mothership și de alte produse Asus din zona portabilă. Ce pot să mai spun despre dispozitivul ăsta? Când au prezentat oficial dispozitivul, au zis că o să aibă 4 ore de autonomie și are un timp de răspuns de 7 milisecunde, asta la nivel de ecran. 500 de nits de luminozitate și Gorilla Glass Victus, nu e rău. Spuneam de procesor, este un AMD Ryzen Z1 Extreme, Hexa-Core, Zen 4, 12 fire de execuție, iar de GPU se ocupă 4 nuclee RDNA 3. Puteți conecta la un GPU extern ROG XG Mobile, fiți atenți, RTX 4090, un GPU în variantă de laptop, din câte am înțeles. Hai să facem șmecheria mea. Asta e șmecheria pe care o fac eu în Mortal Kombat, să-i enervez dumea. În general îi prind la colți și le dau low kick, low kick, low kick. Doar că la Sub-Zero nu merge. În fine, alte lucruri despre consola asta, are 16 GB LPDDR5 și un SSD de 512 GB. Și are și moduri din acelea, ori e 15W, Performance Mode, Heavy Gaming, sau dacă jucați joculețe mai light, puteți să-l dați pe un mod cu consum redus. Vine la pachet cu un încărcător de 65W, asta trebuie să rețineți. Eu dacă eram cu Noob Saibot, eram mult mai bine în joculețul ăsta. Aici la evenimentul din România avem instalat FIFA, avem instalat și Street Fighter și Mortal Combat. Asus ROG Ally are șasiu din aluminiu, cântărește 608 grame și măsoară 280x111x21,2 mm. Aici sus vedeți conectica, are și butoane de volum, butonul power, are și un slot pentru carduri, are jack audio, are un port USB-C, iar din nou astea sunt butoanele trigger, care în cazul de față nu le simt foarte necesare. Mai degrabă în, nu știu, shootare, să simți butoane trigger sau jocuri de curse, un NFS. Bun, are iluminare RGB, are suport Aura Sync și puteți sincronizați asta cu alte dispozitive de la Asus. Suportă chiar și giroscop pe 6 axe, după cum spuneam, de port USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 și portul pentru conectarea de GPU extern. Slot microSD care suportă carduri până la UHS 2 și combo headphone mic. Difuzoare stereo la bordul acestui dispozitiv și în același timp au Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Ah, mai e o rundă. Ideea aceasta e tocmai întâlnită în ultima vreme. Potențialul unui PC dus sub forma unei console portabile. Totul a pornit de la Nintendo Switch cumva, deși el este mult mai light. Iar în ultima vreme, Valve Steam Deck este baza. Avem și Armory Crate. Aici vedeți că avem Steam, Xbox și multe altele, iar cea mai importantă chestie pe care trebuie să o rețineți voi e că pe lângă zona asta de Command Center și alte nebunii, dispozitivul ăsta la bază rulează un Windows 11, Windows 11 full. Încă mă familiarizez cu el, deci mă iertați dacă n-o să știu eu cum să umblu chiar peste tot. Bun. Asta este consola Asus ROG Ally. Am zis să-i fac așa foarte repede un preview și este destul de comodă, destul de bine construită. Să vedem cum stă cu temperatura, că la niște jocuri așa mai intense crește temperatura, dar și răcirea au pus foarte mare accent. Autonomia era iar altă chestie, vreau să văd dacă cu adevărat se ridică la cele 4 ore promise sau nu. Nu știu dacă am uitat vreo specificație aici, este primul contact cu dispozitivul. Vreau să rețineți prețul de 4.000 de lei și oferta cu 3 luni de Xbox Game Pass. Acum o să mai joc puțin, am și niște FIFA instalat cu FCSB și v-am zis, curiozitatea principală e legată de autonomie, de temperatură și cum rulează Cyberpunk. Mi-a șoptit o păsărică că ar fi rulat Cyberpunk la 60 FPS, asta cu dotările lui, fără placă grafică externă.
Acum vom vedea, vom testa, revenim și cu alte detalii. La revedere!